Vă salut, oameni buni, și bine ați venit la sau revenit sau cum vreți voi să vă să zicem. Astăzi, datorită acestui lu care ține o înghețată de căpșune în mână, adică datorită lui, vedem că avem 41 de gemuri și o tonă de coinu. Am făcut și ceva trofee pe colt în plus. Bonus, mi-am mai luat un skin pe Nita. Am făcut ceva trofee pe niște brawler și pe Penny. Am luat-o pe Penny. Și haide să mergem puțin aici. Și o să facem ceva. Prima mea legendară. Deci prima mea legendară pe care am avut-o vreodată și o voi avea vreodată în viața mea este nimeni altul decât Leon. Mamă, deci dacă voi n-ați apăsat până acum pe butonul de like și de subscribe, ceea ce este cam urât să... Eu vreau să nu dai acolo subscribe. Așa că v-aș ruga să apăsați pe butonașul ăla de like și de subscribe. Întâi să vedem, are 3400 viață, se mișcă foarte repede. Are 4 ori 480 damage, adică în jur de până în 2000 de damage de maxim. Reload speed normal, range, adică raza de acțiune foarte lungă și... și devine invizibil pentru 6 secunde. Ok, cred că toate astea pot fi îmbunătățite. Așa că haide să-i dăm înainte de toate un try pe training ground. Adică așa, să vă fac o idee, dacă nu prea știți Brawl Stars. Eu vreau să-mi iau și skin pe el, doar că nu prea îmi permite buzunarul. Noi acum avem brawlerul maxat. Este maxat 100% când îl testăm. Da, și dă și damage bun. Dă foarte mult damage și cu hypercharge-ul pe care, da, o să vreau să-l cumpărăm. Se mișcă și foarte bine brawlerul. Și da, atât am vrut să vară, n-am vrut să ne plimbăm foarte mult cu el, să zic așa. Și suntem gata să-i dăm, să cumpărăm prima noastră legendară. Sunt foarte bucuros, chiar dacă unii le-au cu bani și așa, eu am jucat efectiv free-to-play, n-am cumpărat nimic. N-am dat un bănuț pentru jocul ăsta și aici. O să confirm purchase. O să-i dăm. Unlock Leon, da mă, da, ia uite-l cum vine patronul. Prima noastră legendară, da mă, da, aplauze. New Brawler Leon, da mă, da, acum trebuie să-i dăm aluc la un Brawler epic. Îi dăm lui Piper, ce ne mai interesează ceva? Let's go! No way, îi dăm alu Kenji! Îi dăm alu Kenji, nu pot să cred! Nu pot să cred, îi dăm alu Kenji, frate! No way, dă-mi unlock, bă, frate! Mamă, dacă își primește nerf până îi dau eu unlock, efectiv mă arunc pe geam. Bă, nu pot să cred, îi dăm unlock lui ratatul ăsta de Kenji. Mă rog, nu e ratat, e un brawler bun, dar... Nu, n-are cum. Mă rog, am bătut și-a 3 Kenji. Îi dăm unlock lui ratatul de Kenji, nu Stefanie, nu. Leon, dă-mă, da, Leon! Îl creștem și noi la maximum. De-aia am și strâns foarte multe coinuri. Puteam să-mi iau hyper-ul pe Colt. Am rămas fără buget, dar l-am cam maxat pe Leon. Și Leon de 3 vreau să-mi iau pe el. 14 gemuri, mai am nevoie încă 10.
Bun, hai să vedem cum joacă acest brawler pe solo showdown. Mamă, deci dacă nu farmez cu el, e gravă situația. Bă, deci, hai să vă arăt și cum joacă ratatul ăsta de Kenji. Deci e foarte OP Kenji, nu? Deci, bă, îi dăm aloc lui Kenji. Poate mulți dintre voi care poate sunteți mai noob la Brawl Stars, cum sunt și eu un mare noob, nu știți ce e la Kenji și de ce e un brawler acolo. Bă, e mai bun ca Leon, dar dacă știam... Bă, l-avem pe Leon, efectiv. Pearl! Trebuie să învăț puțin să joc Leon. Da, ok. Mă, abia știu să mă fac invizibil să enervez pe ăștia la culme. Bă, vezi că nu e rău, Leon. Eu cred că farmăm astăzi. Eu cred că farmăm bine. Ok. Ok. Nu e foarte ușor să fii Leon. Bă, mă bătu car! Credeam că ia win-ul! Nesimțit e și Carl ăsta. Dar nici nu mă interesează, noi o să jucăm cu Leon, frate. O să jucăm cu Leon care, na. E Leon până la urmă, l-am și maxat aproape. Mă rog, mai avem nevoie de încă un upgrade. Vreau hypercharge, ceva gadget și vreau multe chestii pe Leon. Leon este un brawler nespus de OP. Și o vreme lungă de timp a fost cel mai bun brawler din joc. Și nu ai ce să-i reproșezi acestei creaturi de noapte. Mă rog, nici nu știu dacă... Mă rog, Mortis e creatorul de noapte. Este destul de ușor de jucat cu el și dacă ai și un Hyper Surge, ceva, un Gear, orice pe el, acest brawler este... E ce trebuie, frate. La final, a bătut Sam un... bun, ziceam că la final o să facem și noi un reveal la acest brawler și o să vă zic părerea mea dacă mi se pare că e bun, rău, dacă ar trebui să îi se mai adauge ceva brawlerului. Nu, momentan mi se pare un brawler, e direct brawlerul meu favorit. M-am îndrăgostit automat de Leon, adică mi se pare un brawler prea bun. Da. O să-l maxăm pe Leon. Mă rog, deși pe Kenji aș vrea să-l maxez mai mult. Ai că am făcut și un win streak. Pe Kenji aș vrea să-l maxez mai mult. Dar și pe Leon până să-l iau pe Kenji, pentru că costă foarte mult. Adică ne cam rupe puțin bugetul acolo. Să-l luăm pe Kenji, o să facem o mare economie. Dar până la Kenji îl vreau pe Leon maxat și după îl vedem și cu Kenji ce facem. Bă, dar ești nesimțit. Ești nesimțit, Hank. Hank, ești un mare nesimțit. Bun, îl bătui? Time to brawl, așa zice Leon. Clar o să-mi luăm alte pinuri, alt skin, orice. Și mecha Leonul ăla negru îmi place mai mult. Celălalt, mie în general nu prea-mi plac mecha-urile. Bă, dar tu chiar te pui cu mine. Bă, dar ești nesimțibul. Ok, ne-am cam făcut zamblaua momentan. Și atacă și foarte repede, adică proiectile Legend vin foarte repede, ceea ce îmi place, pentru că... Ia-te și CFR-ul de ceac! CFR-ul! Mă bate ce... Îl bătui pe CFR, așa. Bă, farmez trofee cu Leon, frate, e OP! OP, sau cum s-ar zice în engleză. Îmi pare că nu mi-a mai permis portofelul să-mi ia și schimb pe el. Chiar mi-ar fi plăcut la nebunie. Uite și pe Tara acolo. Eu cu Leon zic că am tupeu, frate. Ce mă bate pe mine ratatul ăsta? Mamă, double hit.
Nu prea îmi place foarte mult emote-ul lui. Nici netul nu prea merge. Dar am zis că așa de... Just for fun. Just for fun o să... Cum ziceam, m-a cam durut portofelul. Să fac această treabă. Ah, by the way, și n-am mai postat de mult. Da, n-am mai postat o vreme. De ce? N-am avut timp și... Ok. Broc, mai bine îți vezi de viață! Până nu o pierzi. Bă, sunt tot pe Broc, n-ai ce să-mi faci, mai bine te predai că-mi pierzi timpul. Că am nubulete. Oricum, joc la trofee mici, poate la trofee mai mare o să am mai mare succes, adică... Poate să fiu mai bun sau ceva, o să joace mai bine brawlerul ăsta. De prea bun, Leon! N-ai ce să-i reproșez, efectiv, deci... Ok, nu mai răgâi. Tu ești deștept, tu! Ești deștept, ia auzi mai, ai dat un dodge! S-a ferit odată și se crede Dumnezeu. Bă, poate și eu am un talent să joc cu Leon, adică... De obicei joci bine cu Leon doar dacă n-ai dat bani, ca așa dacă dai bani nu știi să joci. Bă, dai dau un loc lui Kenji, eu nici nu mă așteptam să vorbim de Kenji video-ul ăsta. Episodul ăsta nu mă gândeam că o să vorbim de Kenji, mă ziceam că... Poate vi-l arăt așa puțin. Vroiam. Bă, asta dă prost! Bă, dar strâm ca naiba mai dă și leonul ăsta. Ok, îl băturăm pe băiat. Îi dăm emote așa ca să fim toxici. Și o să ziceți, bă, la 6.000 de trofee să-l iei pe leonul mare brânză. Ei bine, Dodorel l-a luat la 10.000 și a mai dat și 5 de lei pe el. Băiete, iată și pe Ems. Hai Ems, vino-n coacă, nu, oricum pierzi. Te vezi, băi, proastă rău Ems. Nu fii atent la asta. Mă bag în buș și mă fac invizibil. Așa mă, da, e bun Leon pe asta. Ea a crezut că rămâneam în buș acolo și cu o campam. Dar eu până la urmă, dacă n-ați înțeles ce s-a întâmplat, am venit pe partea invizibil, ea nu mă vedea și am bătut-o. A început și un nou sezon, nici nu știu ce face sezonul ăsta, care-i faza cu el. Bă, bucuros că-i dau în lungul Chiezi, efectiv, șocat. Ești deștept, mă, ești deștept. Și tu. Bă, vă băgarăți în seamă proștilor. Trebuia să se întâmple și asta, trebuia să și pierdem un meci. Că nu suntem Dumnezei Brawl Stars-ului acum, mamă, deci dacă nu-i dau nerf lui Kenji până îl iau. Farmez trofee, frate. Bag un push de ăla de... Nu o să mă mai duc pe zonele la margine să iau cuburi. În primul rând pentru că playerii le iau pe alea și pentru că te capează în buș câte un Edgar de la nesimțit. Și ai gen toată viața ta. Și nu vreau să mă bată Edgari. Așa îl băturăm și pe ăsta. Ok. Ok, să vedem ce... Rosa, s-ar putea să vrei să ți... Ai avut o viață frumoasă, Rosa, măcar sper asta. Că ți s-a terminat. Cum te-ai întâlnit cu mine, cum ți s-a terminat viața? Asta este... Și dacă mă vedeți pe Brawl Stars, nu știu... V-am și zis numele meu. Ești deștept! Stai că-s prost. Cum mă bătul? Las că iau trofee, nu mi se duce nici win streak-ul. Pe care clar l-am pierdut.
Hai că învăț eu să joc cu Leon. E bine. Deci abia aștept să-mi iau Leon de stray. Bă, parcă astea sunt cam tentante. Maisie, vezi-ți de treabă, Maisie, că nu ești șmecheră. Aha, mi-ai furat power-ul. Ăla era power-ul meu. Wow. Îmi dă și emote. Că a bătut un Leon. Se duce luni la școală și știe. Ia-ți, bă, am bătut un Leon. Eu fac asta în fiecare zi, mă duc, scot telefonul, mă joc Brawl Stars, bă, vreo 5-6 luni. Mi se pare că sunt unii Kenji, sau Kenji, care sunt atât de proști, efectiv am bătut un Kenji cu 8-bit, fugea de mine. Eram efectiv șocat că Kenji-ul fugea de mine, gen. Și eram și low. Venise lângă mine, oricum eu îl făceam la distanță cu Bitanu. Și de-aia... De ce să te cheme vacă, man? De ce te-ar chema vacă pe Brawl Stars, habar n-am? Bă, șobolan! Da. Nu prea... M-a bătut vaca. Așa. Hai să vedem trofeele puțin la patron. Alo? Da, mă, știu că-i dau la lui Kenji, adică... Ah, stai că mi-am primit un star rub. Dacă ăsta e star rub, nu mai zic nimic. Dar nu mai am bani de nimic. Pentru Leonul ăsta e cam sărăcie, frate. Sărăcie. Îi dăm aloc lui Kenji doar cu un preț exagerat, deși așa era și pentru Leon și Spike sau Crow. Nu știu dacă poate dacă luam pe Spike era mai bine sau mai rău sau invers. Nu știu, voi să-mi spuneți în comentarii dacă am făcut alegerea corectă. Nu știu, e prima mea legendară și sunt complet șocat, adică de cât de OP poate să fie un brawler. Eu știu, se bucură Leon. Yes, yes, yes! Și a bătut un amără de grif. Nu știu, pe grif parcă următoarea dată o iau pe Piper. Pentru că pe grif, na, mi se pare că e cam... Mamă, stai că mă și cam... Bă, mă bătu la... Nu știam, bă, cred că ăla e ultimata sau ceva. Eu nu prea am jucat Barley, eu n-am putut să-l suport pe Barley niciodată. Nu vă spărați pe mine, dar mi se pare efectiv un brawler prost, un brawler ratat care ne-a de capul lui. Dacă vrei să joci bine cu el, să faci măcar un loc cu 3-4, trebuie să ai un... Trebuie să-l crești, să dai la bani, să-ți... Cine are bani și n-are ce să facă cu ei pe Brawl Stars? Ia, fă-ți-l pe Barley, bun. Dar cum sunt eu pe Brawl Stars mai sărac? Nu o să zic că, bă, e prost. Dar totuși este prost. Ce te bucur, mă, îmi faci cu ochiul? Îți fac și eu ție emote, dacă tot vrei. El îmi dădea emote. Să vă zic de ce îmi dădea emote. Că el credea că mă bate atât de repede. Și aia să văd, mă, Leonul ăsta. Bă, și tu îmi faci cu ochiul. Ok, am ajuns în showdown, habar n-am cu cine. Și să nu mă faceți că sunt un de la toxic, că dau emote-uri după ce bat pe cineva. Nu dau pentru că sunt toxic sau ceva. Dau pentru că așa mi se pare haios. Adică mă amuz. Ia, îl fac pe ăsta one shot? Da, mă, da, e ce trebuie, Leon. Oh, nu, decât să lăsăm să se irosească, mai bine luăm. Sunt prea OP, oricine ai fi, orice brawler, ai fi orice nație. Oriunde ar fi băiatul ăsta de care, cu care vreau să mă bat, clar îl fac praf.
E max, are și el 5 power. Vrei să-ți fac la fel ca lui Enzo ăla? Ia, nici că nu te-am văzut, bă, dar ce bine te-ai ascuns acolo! Na, uai, dar ce prost sunt. Și eu prost. Am fost deștept. Hai că îi dau și eu emote. Că tot îi plăcea emote-urile lui de-mi dădea mie emote, ia să-i dau și eu lui emote. Bă, hai că facem push destul de rapid, adică nici nu știu de când a început videoclipul. A, de 20 de minute. Pua. Și facem un mic push aici. Și poate în videoclipul următor, care o să apară destul de curând. Nu știu, o să facem push, un speedrun cu push pentru a face, nu știu, 500-1000 de trofee. Poate, dar vreau doar susținerea voastră contează cel mai mult. Nu mă încerc să mă batești. Nu cred că mă mai... Videoclipul ăsta a fost mai mult așa, mai... M-am mirat efectiv. Ca ultimul noob. Dar până la urmă, legendarea este cea mai bună raritate din joc și trebuie să mă bucur. Când o primesc. Șobolani! Este o raritate bună și mitica și epica. Doar că mai băgăm un match. Ca să măcar să facem 100 de trofee. Și după... Aia. A, uite, deci dacă câștig meciul ăsta e bine. Dacă câștig meciul ăsta e bine. Nici nu știu cât de repede a trecut timpul. Am fost doar 22 de minute. Mă bucur că îmi place. Deci chiar era o mega dezamăgire să văd că e un brawler slab și că nu îmi plăcea și că după mă supăram. Că de ce nu l-am luat pe Spike? Bă, dacă mă bate Nita. Mamă, deci dacă mă bătea Nita, închideam videoclipul. Dacă mă bătea Nita. Deci ce vrei, mă? Bă, dar ce? Asta e Sprout. Asta e Sprout cu skin de buget. Nu, dădu-i un Sprout. Gata, dădu-i un Sprout. Bă, fără power. Fără power e cam prost brawlerul. Nu o să vă mint, nu o să vă mint, e prost dacă nu-l upgradezi. Hai că am cam fraierit-o aici pe BB. Se băte acum uștele BB, efectiv. Poco, de ce ai speranțe? De ce mai ai speranțe la viață, Poco? Când tu vezi că ești capul tău. Nita este cam nesimțită, mă rog, nu e nesimțită, omul vrea să câștige. Bă, mă, cam face la power. Gata, gata, fraților. Easy șampon. O să închidem și noi videoclipul. Foarte ușor. Deci cu Leon n-ai nicio treabă. Cum ziceam, aici îi dăm aloc lui Kenji. Deci efectiv am rămas mai șocat că îi dau aloc lui Kenji decât că îi dau aloc lui... Decât că l-am luat pe Leon. Pentru că am văzut la YouTuber cât de bun este Kenji. Și cum ziceam, vreau să vă fac o mică părere despre cum este Leon. Leon este un brawler foarte bun. Deci, Leon cred că va deveni noul meu brawler preferat. Fiind un damage dealer, adică dă foarte mult damage. Așa. Deci, are acum un atac de aproximativ 4000. Mă rog, mai puțin de 4000 dă pe damage. Foarte bun. Și ultima ta este foarte OP, făcându-te invizibil. Uite, noi o să colectăm foarte mult, o să jucăm foarte mult cu brawlerul ăsta. Și o să lucrăm foarte mult cu el. Mă rog, o să-mi iau și, cred că, pinul ăsta. Da, o să-mi iau și pinul ăsta repede așa pe video. Eu am fost cu Games, iar noi ne vedem și ne auzim.
data viitoare, când o să facem un push cu Leon, deci efectiv facem speedrun spre 500 de trofee, spre 1000, cât vreți voi, poate chiar o, măcar obstacol dacă facem. Eu am văzut cu Gamesar, noi ne vrem și ne auzim data viitoare. Va pupa Leon, pa, pa!